Domnilor și domnilor și bun găsit la jurnalul TV Sud. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Accident cu victime la Telești. O mașină a fost aruncată într-un gard. Prefectul anunță un nou ordin de control. Primul control la Consiliul Județean s-a terminat. nu scăpăm de umbrele nici în zilele următoare. Meteorologii anunță ploi abundente. Detalii imediat la jurnal. victime a avut loc ieri pe raza localității Telești. La fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție, dar și o ambulanță din cadrul Saj Gorj. Anchetatorii au stabilit că în timp ce o șoferiță a efectuat virajul la stânga, a fost acroșată de șoferul din spatele său, care a vrut să o depășească. Autoturismul condus de femeie a fost aruncat într-un gard, iar cel condus de bărbat a părăsit la rândul său partea carosabilă. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că femeia în vârstă de 42 de ani din Comuna Telești conducea un autoturism pe DN67 din direcția Târgu Jiu, către Motru, iar la efectuarea virajului la stânga a fost acroșată de autoturismul condus în aceeași direcție de un bărbat de 35 de ani din Comuna Bala, județul Mehedinți, care a vrut să o depășească neregulamentar. Din declarațiile polițiștilor, bărbatul a călcat marcajul longitudinal simplu continuu în zona indicatorului depășirea interzisă. În urma impactului, femeia a fost rănită și la spital. Ieri, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o participantă la trafic despre faptul că pe drumul național 67 Telești a avut loc un eveniment rutier. Din cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce o femeie de 42 de ani din comuna Telești conducea un autoturism pe DN67 din direcția Târgu Jiu către Motru, la intersecția DN-ului Telești cu strada Trandafirilor, la efectuarea vilajului la stânga, ar fi fi fost acroșată de autoturismul condus din în aceeași direcție de deplasare de un bărbat de 35 de ani din județul Mehedinți, care s-a angajat în depășirea neregulamentară a unui alt autoturism, încălcând marcajul longitudinal continuu simplu în zona indicatorului depășirea interzisă. În urma impactului, ambele autoturisme au părăsit partea carosabilă, iar unul dintre ele a intrat în coliziune cu un gard din plasa de sârmă, distrugându-l pe o porțiune de aproximativ 6 metri. Conducătoarea auto a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă sportive ale primăriei Târgu Jiu au fost date în administrare societății deținute de instituția publică. Edilitara va gestiona timp de un an stadionul municipal și sala sporturilor. Contractul a fost acordat de municipalitate prin încredințare directă. Municipalitatea a încredințat serviciile de întreținere și curățenie a spațiilor cu destinație sportivă societății la care este acționară. Astfel, Edilitara se va ocupa în următorul an de problematica administrativă a sălii sporturilor și a stadionului municipal. După reorganizarea de la nivelul primăriei municipiului Târgu Jiu, am preferat să lucrăm cu societatea noastră pentru că este o societate cu un profil de activitate asemănător activităților care se desfășoară pe cele două bentite, sala sporturilor și stadionul din Târgu Jiu. Adică îți trebuie oameni care să asigure curățenia, întreținerea gazonului sau întreținerea celor două edificii și atunci am preferat să mergem prin contract cu societatea edilitară. E de comun acord acceptată, fiind societatea municipiului Târgu Jiu, nu avem niciun fel de, de problemă. Anul trecut au fost probleme la cele două obiective după unele competiții sportive ce au lăsat mizerii și stricăciuni în urmă. Problemele care ar fi trebuit rezolvate de organizatori, adică de entitățile care închiriaseră spațiile, au fost reparate până la urmă de societatea primăriei edilitara public. Prefectul Irian Popescu anunță un nou control la Consiliul Județean, după ce primul, care a fost încuvințat de instanță, s-a finalizat. Prefectul a declarat astăzi că urmează să mai emită trei ordine prin care să dispună verificări. Telenovela controlelor prefectului la Consiliul Județean ajunge la o nouă serie. După ce s-au judecat și a fost emis un ordin nou de control care a redus la trei punctele de verificare a instituției administrative, povestea pare că o ia de la capăt. Abia finalizată verificarea dispusă prin ordinul ce a stat și la baza deciziei instanței, Iulian Popescu spune că săptămâna viitoare va dispune un nou control. Va fi un ordin nou pentru fiecare temă de control. Există. cel puțin patru teme uh, pe care le-am spart. Din vechiul ordin, care a fost blocat de către Consiliul Județean pe aproape o lună, pe o perioadă de aproape o lună. Acum am decis ca acele puncte din planul de control inițial să fie grupate și să fie mai multe ordine de control cu mai multe rapoarte individuale, tocmai pentru a avea rezultate parțiale și a nu ne bloca într-un control care durează mai mult. Prefectul spune că se așteaptă ca reprezentanții Consiliului Județean să conteste viitoarele ordine de control. Strategia lui Iulian Popescu de a pune mai puține obiective în cel de-al doilea ordin, în momentul în care cele două instituții se află în litigiu, a fost o găselniță prin care să poată obține drept de verificare. Ulterior a declarat public faptul că ordinul refăcut este doar primul dintr-un șir de acte de acest fel. Mă aștept să fie contestate, dar nu nicio problemă o să ne judecăm pe aceste aspecte. Dacă se refuză din nou controlul, cu siguranță vom aplica aceeași sancțiune direct pe persoană fizică președintelui Consiliului Județean. Nu voi ezita să aplic legea și nu voi ezita să iau nicio măsură dacă aceste controle vor fi blocate. Între prefectul liberal și președintele social-democrat al Consiliului Județean a izbucnit un conflict încă din luna ianuarie, când Iulian Popescu a emis primul ordin de control, ce a fost refuzat și apoi contestat în instanță de Cosmin Popescu. Are tot ce trebuie ei căpătuit. Aceasta este descrierea pe care o face liderul USR Gorj, candidatului la primăria Târgu Jiu. Corneliu Răducan Morega a fost anunțat luni de Alianța Dreapta Unită. Șeful de partid, Radu Miruță, spune că viitorul candidat nu are interese ascunse pentru funcția publică, asta deoarece ar avea de toate. Usăriștii spun că au cântărit bine înainte de a-și desemna candidații la alegerile locale din acest an. Primul lansat public, Corneliu Răducan Morega, pentru primăria municipiului Târgu Jiu, a fost verificat mai întâi la avere. Liderii spun că cel pe care l-au anunțat candidat are de toate și nu se tem că ar avea interese de altă natură la funcția publică. Profilul de om căpătuit îl a făcut chiar șeful de partid, Radu Miruță. Eu mă voi bate ca pentru candidatura mea. Pentru această candidatură a colegului meu voi mânca fiecare centimetru pătrat de asfalt din Târgu Jiu și nu are în spatele lui nimic despre care să spui, ne știi, a făcut odată nu știu ce, hai să-l hai să vorbesc despre asta, lucrează în mediul privat. Are tot ce-i trebuie. Nu se duce la primăria Târgu să se căpătuiască, Care? are, e căpătuit Cornel. Cine îl cunoaște pe Cornel Găducal. murera știe că nu are nevoie de nimic din ce îi se poate da la primăria Târgu Jiu, sau prin intermediul primăriei Târgu Jiu. Cine îl cunoaște pe Cornel știe că este cel mai mare dușman al combinațiilor de astea. Știi, duci mai în la urechi, hai să facem. Nu este genul ăsta de omul îl cunosc foarte mulți oameni, cât ce pot eu să spun acum e că rezonează cei care mă aud cu așa ceva. Reprezentanții USR au împărțit localitățile din județ în care vor desemna candidați cu partenerii de alianță de la PMP. O depresiune atmosferică va continua să afecteze România și în zilele următoare. În estul, centrul și nordul țării sunt așteptate ploi însemnate cantitativ, iar în zonele de munte va ninge și pe locuri se va depune strat consistent de zăpadă. Nu scăpăm de umbrele nici în zilele următoare, datorită prezenței unei zone de joasă presiune în apropierea țării noastre, vremea va rămâne umedă și mohorâtă, chiar dacă în vest și sud-vest vor fi și intervale cu soare. Marți, 12 martie, va ploua pe are extinse mai ales în jumătatea estică a țării, unde local se vor cumula cantități mai însemnate de precipitații, de peste 20 de litri pe metru pătrat. Dobrogea și estul Moldovei vor mai avea parte de unele intensificări moderate ale vântului, cu rafale de 40-50 km/h. Cu toate acestea, vremea se va menține destul de caldă în majoritatea regiunilor, iar maximele vor atinge în jur de 12-16 grade Celsius în vest și sud. Mai frig va fi în Moldova și estul Transilvaniei, unde termometrele vor arăta între 3 și 9 grade Celsius la prânz. Între timp, dinspre nord-est va pătrunde o masă de aer mai rece, iar limita ninsurilor va coborâ treptat în zonele de munte. Începând din noaptea de marți spre miercuri, 13 martie, ploile se vor extinde din nou și în centrul și nordul țării. Precipitații locale se vor semnala și în celelalte regiuni care pe alocuri vor avea și caracter de aversă. Aria și intensitatea precipitațiilor se va restrânge treptat începând de joi 14 martie. Noaptea și dimineața ar putea să apară trecători și câțiva fulgi în zonele de deal și podiși din estul Transilvaniei și nordul Moldovei, dar ninsurile adevărate vor fi prezente doar în zonele de munte. Înainte de postul paștelui are loc săptămâna albă sau săptămâna brânzei. În această perioadă credincioșii au voie să consume doar câteva alimente. În săptămâna albă nu se consumă carne, iar în zilele de miercuri și vineri se face dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. Anul acesta învierea domnului pică pe data de 5 mai, astfel săptămâna albă va începe la data de 11 martie după ce duminică pe 10 martie se lasă sec de carne. În cele șapte zile, credincioșii care aleg să țină postul învierii domnului nu vor mai mânca preparate din carne, însă vor avea dezlegare la ouă, lapte și brânză. Pe de o parte, această perioadă îl întărește din punct de vedere duhovnicesc pe credincios pentru zilele de post care urmează. Pe de altă parte, înțelegem aceste dezlegări și ca pe o pregătire fizică sau trupească a creștinilor pentru postul care va Va veni. Îngrijindu-se de cele ale trupului, Biserica îi obișnuiește pe credincioși cu practica postirii, prin abținerea de la consumul de carne, permițându-le totuși să se întărească pentru cele 40 de zile în care se vor osteni cu produse din lapte, ouă și pește, potrivit doxologia. Albul alimentelor consumate în săptămâna brânzei simbolizează haina luminoasă a postului pe care urmează să-l înceapă credincioșii. Această săptămână reprezintă o pregătire fizică a credincioșilor pentru postul Paștelui. Ea ne întărește prin cântările de la strană prin rânduielile liturgice specifice acestor zile. Zilele de miercuri și vineri din săptămâna albă sunt numite a liturgice, astfel că preoții nu săvârșesc Sfânta Liturghie. În prima zi din săptămâna albă, numită și luna curată, gospodinele spală toate vasele în care s-a gătit mâncare de dulce sau de fruct, inclusiv tacâmurile, lingurile din lemn și polonicele. În această zi, numai copiii se mai pot înfrupta din bucatele rămase de la ospățul de la lăsatul secului, iar adulții mănâncă numai gustări reci. Ultima zi din săptămâna una Brânzei este numită Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, care marchează ziua în care strămoșii noștri au încălcat postul rânduit de Dumnezeu. Această zi este cunoscută din most strămoși drept Duminica Iertării, arătând râvna omenirii de a dobândi iertarea Domnului. La slujba vecerniei, credincioșii își cer iertare unul altuia pentru a începe postul în păcați. Reprezentanții Direcției de Drumuri și Poduri Craiova anunță demararea lucrărilor de montare a unor parapete de protecție în zona Balota pe o lungime de circa 4 km. Creștem siguranța participanților la trafic pe DN6. Între localitățile Șimian și, și Ghelmejoaia se montează parapete axial din beton. Rolul parapetului este acela de a separa sensurile de mers și evitarea pătrunderii pe contrasens, aceasta fiind cauza principală a accidentelor cu urmări foarte grave. Parapetele se montează pe o lungime de 3940 de metri, se arată în comunicatul transmis de TRD pe Craiova. Doi frați gemeni în vârstă de doar 9 ani împreună cu bunica lor din comuna Doljană de Oljană, Desa, au fost găsiți inconștienți în locuință. Alerta a fost dată în această dimineață prin 112, mai multe echipaje de medici, dar și pompieri fiind trimise de urgență la adresa respectivă. La fața locului au fost trimise o ambulanță smurt, un echipaj de stingere și două ambulanțe saj. Echipajele ajunse la locul intervenției au început manevrele de resuscitare, dar din nefericire pentru cei doi copii acestea au fost în zadar. Adultul a fost preluat de ambulanță în vederea transportării la spital au transmis reprezentanții ISU Dolj. Din primele informații ale inspectoratului ar fi vorba de o intoxicare cu monoxid de carbon. Femeia în vârstă de aproximativ 50 de ani se află în stare gravă la spital. Aceasta i-ar fi avut în grijă pe gemenii părăsiți de mamă la o vârstă fragedă. Tatăl lor este plecat la muncă în străinătate. Urmează grupajul de știri pe scurt. Un accident în urma căruia o mașină a ajuns pe plafon a avut loc chiar în această dimineață pe defileul Jiului. Șoferița autoturismului răsturnat a pierdut controlul volanului după ce a fost lovită de un alt autoturism care încerca să o depășească. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale și nicio persoană din cele implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. În fiecare an, pe data de 12 martie, este sărbătorită Ziua Gărzii Naționale de Mediu, instituția de inspecție și control specializată în aplicarea legislației de mediu și combaterea infracționalității de mediu. Astăzi, alături de reprezentanții Parcului Național de Fileul Jiului, comisarii Gărzii de Mediu Gorj au ținut o lecție deschisă elevilor din cadrul Liceului Mihai Viteazu din Bumbești Jiu despre importanța activității Gărzii Naționale de Mediu și provocările existente în activitatea de control. Feedback-ul elevilor a fost unul foarte bun, dovedind un real interes în domeniul acestei profesii, au transmis reprezentanții gărzii de mediu gorj prezenți la eveniment. Jurnalul Televisul a ajuns la final. Numele meu este Diana Cicu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!